Salutare! Amazon oferă servicii de cloud pentru utilizatorii Apple, Honor devine un competitor pentru Huawei, sau nu, iar Snapdragon 888 a fost lansat, da, au sărit peste 875. Amazon aduce macOS în cloud. Practic, Amazon vrea să sprijine, între ghilimele evident, dezvoltatorii de aplicații pentru sistemele de operare Apple. Am zis să sprijine între ghilimele pentru că evident că și ei o să aibă de câștigat, doar nu îl dau pe gratis. Serviciul se va numi Amazon Elastic Compute Cloud Mac Instances. Până acum au oferit servicii doar pentru Windows și Linux, același nume dar fără Mac Instances. Serviciul o să fie lansat anul viitor. Honor va deveni un competitor pentru Huawei? Sau nu? Dacă încă nu știți, Huawei își vinde sub brandul Honor către firma, o las pe ecran. CEO-ul Huawei îi îndeamnă pe cei de la Honor să devină un competitor important pentru ei, iar sloganul lor ar trebui să fie răsturnarea Huawei. Acum, personal văd lucrurile altfel. Din câte am înțeles, noua conducere al Honor nu are interdicție de la Statele Unite, deci ei, teoretic, ar putea să aprovizioneze Huawei cu componentele necesare. Concluziile vă las să le trageți voi. Snapdragon 888 va fi o bestie de procesor. Practic așa se spune în fiecare an. Acum să vedem ce are de oferit. 5G integrat, era logic să fie așa, inteligență artificială cu 50% mai bună, grafică îmbunătățită cu până la 35%, procesorul în sine evident mai bun, Bluetooth mai bun, adică totul mai bun. Dar cum se traduce asta în viața reală? În primul rând, telefoanele echipate cu acest chip vor putea să filmeze precum o fac deja iPhone-urile 12. Mai exact, poți să filmezi direct cu HDR sau cu toate camerele deodată la o calitate foarte bună. În al doilea rând, jocurile vor merge și mai fluid la setări mai mari sau la acelea setări și cu mai multe FPS-uri. În altă ordine de idei, totul va merge mai fluid, însă în 2021 nu cred că vom vedea cu adevărat diferențele între acesta, adică Snapdragon 888 și Snapdragon 865, poate doar peste câțiva ani. Mai multe detalii veți într-un video dedicat al lui Mr. Who's the Boss. Cel mai probabil l-ați văzut deja, dar dacă nu, vă las un link în descriere. Cam atât a fost, vreau să vă reamintesc din nou, în caz că nu ați văzut celelalte videoclipuri cu știri, că eu vreau să le fac cât mai scurte, așa că nu uita să verificați descrierea pentru linkurile știrilor, dar și pentru codul de reducere 1% la PC Garage. Toate cele bune și sănătate multă!